ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a Tabletei de Sănătate. Astăzi, invitata mea este Ada Guțiu, psihoaromaterapeut. Întotdeauna greșesc că uit să pun psiho. Aș vrea și vom vorbi despre beneficiile aromaterapiei și ale uleiurilor esențiale. Bună, Ada! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră! Salut, Claudia! Îți mulțumesc și eu tare mult pentru oportunitate. O să întreb și pentru telespectatori ce înseamnă, de fapt, psihoaromaterapeut. Am văzut că se scrie și legat, nu... Da. Este o ramură a aromaterapiei, psihoaromaterapia e o ramură a aromaterapiei, care, de fapt, e inclusă în ramura asta a aromaterapiei, în care acordăm un pic mai multă atenție efectelor uleiurilor esențiale pe plan psihoemoțional. Și mie îmi place să spun că aici vorbim, de fapt, despre aromaterapia autentică, pentru că ce înseamnă aromaterapie? Aromaterapie, clar, presupune simțul mirosului, de acolo a pornit toată povestea. Și dacă presupune simțul mirosului, automat presupune, în primul și în primul rând, efecte asupra emoțiilor noastre, asupra stărilor noastre. Și mai putem să spunem despre psihoaromaterapie că este, poate să fie și un proces... Sigur, condus de un profesionist, dar un proces de, prin care putem să... un proces de autocunoaștere și de dezvoltare personală. Sunt așa, știi, ramura asta are încă câteva subramuri și poate fi și asta. O ședință de aromaterapie e ca o ședință la un psiholog clasic, să zic așa? Poate să fie dacă acest aromaterapeut acordă atenție și psihoaromaterapie sau este cumva pasionat și format și pe partea de psihoaromaterapie. Dar nu neapărat. Adică poți să mergi la un aromaterapeut care să abordeze mai degrabă aromaterapia clinică, cu care te duci, adică la care te duci cu unele simptome, pot fi de natură psihoemoțională sau simptome fizice și să... mă rog, mai degrabă simptome fizice atunci când vorbim despre aromaterapia clinică și să îți, să te ajute, să te ghideze, să folosești uleiurile esențiale mai degrabă pentru partea asta fizică. La noi, da, cred, da, că e destul de recentă această specializare, dar aromaterapia se folosea din antichitate. Da, se folosea, acum e propriu spus aromaterapia pentru că în antichitate, uleiurile esențiale nu erau uleiuri esențiale cum sunt acum, adică distilarea, modalitatea prin care obținem acum uleiurile, cea mai importantă dintre ele e distilarea la abur și asta a fost descoperită mult mai târziu. Dar plantele în sine, da, erau folosite, știm cu toții, cu foarte mult timp înainte și aceste, impropriu spus, uleiuri esențiale, dar care se apropie foarte tare, într-adevăr, de aromaterapie. Care e diferența dintre un ulei esențial și un ulei, nu știu, de cameră sau... Un parfum de cameră. Parfum de cameră, da. Da. De obicei, probabil, sau cele mai multe persoane, cred că folosesc uleiurile esențiale tot așa pentru a mirosi frumos în cameră. Pentru a crea, da, cel mai probabil un mediu plăcut în cameră, deși, din fericire, tot mai mulți oameni folosesc în ultima perioadă și pentru beneficiile astea pentru care aromaterapia este cu adevărat prețioasă. Diferența, acum, automat sunt două chestii total diferite. Un ulei esențial autentic, pur și cu reale proprietăți terapeutice, e una... Și un parfum de cameră este adesea ceva sintetic, ceva care nu prea are legătură cu natura și nu are neapărat, adică nu că nu are, nu are proprietăți terapeutice, asta e principala diferență. Inclusiv în aromaterapie, când vorbim despre uleiuri esențiale pure și aici avem nevoie să facem diferența între uleiuri esențiale autentice, care sunt obținute din plante care au fost crescute cu scopul obținerii uleiuri pentru aromaterapie, obținerii de uleiuri pentru aromaterapie, sau există tot felul de uleiuri esențiale și chiar am aici foarte puțină lume știe faptul că
95% din uleiurile esențiale de pe piață, astea de le găsim peste tot, online, offline, scrie pe ele uleiuri esențiale, 95% dintre ele sunt obținute cu scopul folosirii în industria alimentară, cosmetică și a parfumurilor. Și le spune uleiuri esențiale, majoritatea le spun chiar uleiuri esențiale pure. Dar astea sunt niște uleiuri total diferite față de acel procent foarte mic de uleiuri obținute cu scopul folosirii în aromaterapie. Ce înseamnă un ulei obținut în scopul folosirii în aromaterapie? Înseamnă că s-a, așa foarte pe scurt, s-a acordat atenție plantei încă de când este la nivel de sămânță și până când ajunge să fie recoltată și apoi procesului de distilare. Adică sunt niște procese total diferite față de distilarea, spre exemplu, este o distilare artizanală, o distilare în care există respect pentru plantă, spre deosebire de distilarea industrială, unde vorbim despre cantitate și mult mai puțin despre calitate. Atunci, telespectatorii, cum ar putea să facă diferența între uleiurile pure, cele de 5%, și cele de 95%? Prețul este o garanție a calității uleiului? Este, poate fi un indicator prețul. N-aș putea să zic neapărat că e o garanție a calității uleiului, pentru că știm tot mai mult ce înseamnă marketingul, dar poate să fie un indicator. Și referitor la întrebarea ta, trebuie să recunosc, și asta e o frustrare de-a mea, că, și nu doar de-a mea, a majorității aromaterapeuților pe care îi urmăresc, e destul de greu pentru clientul care nu are neapărat cunoștințe în domeniu să facă diferența între cele două tipuri de uleiuri sau între uleiuri și uleiuri esențiale și parfumuri de cameră și așa, aici e relativ ușor. În schimb, aici, la uleiuri esențiale, care sunt de calitate, care sunt potrivite în pentru folosire în aromaterapie și care au reale proprietăți terapeutice, și cele care sunt vândute ca având reale proprietăți terapeutice, e un pic dificil. Într-adevăr, prețul este un indicator. Aici, din research-ul meu de ani de zile pe tema asta, am descoperit și am studiat în mare parte piețele din Franța și Statele Unite ale Americii. Am descoperit că uleiurile ieftine, sub nicio formă, ieftine ce înseamnă? Există uleiuri pe piață care se vând cu 15-20 de lei. Indiferent ce fel de, ce tip de ulei e ăla, nu, pur și simplu este absolut imposibil ca uleiul ăla să fie un autentic și de calitate. Și asta vorbesc în cunoștință de cauză pentru că am legătură directă cu distilerii. În același timp, un preț foarte mare, cum există pe piață, nu e nici ăla justificat. Pentru că aici vorbim despre mult marketing, despre tot felul de sisteme de vânzare și aici e nevoie de un pic de autoeducație în domeniu. Și atunci, ce am remarcat eu, că dacă le iei pe toate, așa e o plajă foarte mare, de la 15 până la sute de lei, prețul ăla care e situat undeva la mijloc este prețul corect. Un alt indicator este, chiar dacă e o chestie așa destul de neclară, e să ne uităm un pic, să ne educăm un pic în domeniu. Tu știi, ca în orice domeniu, sursele sunt de toate felurile. Să ne verificăm sursele și să găsim variante, să cumva să fim atenți un pic la cine vinde uleiul respectiv. Să știm un pic mai mult despre ce e în spate. Nu doar să merg să iau un ulei de pe un raft. În aromaterapie sunt șanse mari ca uleiul ăla să nu fie ce trebuie. Asta ar fi o idee bună, să căutăm pe lângă preț, să căutăm un pic, să aflăm ce este în spatele brandului respectiv, ce valori au, cât sunt de profesioniști, la ce acordă atenție. Vreau să te întreb dacă, din punct de vedere al texturii, există diferențe. Dacă un om simplu ar putea să-și dea seama punând, nu știu, că am înțeles că nu se pun direct pe piele și vreau să-mi povestesc și despre asta, dacă am putea vedea în afară de preț sau să căutăm pe Google, e mai consistent rostul. E, nu știu, mai gros, nu știu cum să zic. Nu neapărat, pentru că aici în funcție de tipul de ulei. Există uleiuri esențiale, cum sunt cele din citrice, spre exemplu, care sunt
foarte volatile. O să vezi dacă mirosim împreună la un moment dat că uleiurile astea curg foarte ușor din sticlă, sunt foarte volatile. Și au consistența aia, ca apa sunt. Și există uleiuri esențiale, cum ar fi cele din vetiver, de exemplu, este o rădăcină, sau cedru, sau santal, care sunt uleiuri obținute din trunchi, care sunt mai viscoase, sau patchouli, sunt uleiuri mai viscoase. Astea curg foarte greu, unele nici nu curg prin picuratorul ăla clasic. Și atunci consistența diferă în funcție de tipul de ulei, nu în funcție de cât sunt de pure sau autentice sau nu. Unde le putem diferenția este la miros. Pentru că, sigur, dacă nu ai tangență cu lumea asta, s-ar putea să miroși, iei un ulei esențial de pe un raft cu 15 lei, îl miroși și crezi că așa trebuie să miroase un ulei esențial. Dar, din fericire, acum avem foarte multe opțiuni, de la cele mai ieftine până la cele mai scumpe, și dacă ne antrenăm un pic simțul mirosului, putem să ajungem să facem diferența. Eu am intrat în contact prima dată cu uleiurile esențiale prin 2016 și la început nu pot să zic neapărat că, adică nu pot să zic că sesizam neapărat foarte mari diferențe. Dar mi-a luat foarte puțin timp și sunt sigură că oricare dintre noi care acordă atenție și vrea să integreze aromaterapia în viața lui poate foarte ușor să ajungă să simtă diferența. Pentru că uleiurile alea super ieftine și care nu sunt autentice miros sintetic. Adică este un miros sintetic acolo și dacă ne antrenăm un pic îl simțim. Spuneai că acum 8 ani ai intrat în viața ta aromaterapia. Aș vrea să-mi spui cât durează până când îți educi simțul mirosului, nu ca profesionist, ca un om simplu. Foarte puțin. Eu zic că dacă punem intenția asta și acordăm atenție, chestie de, nu știu, 2-3 luni de zile. Foarte repede ajungem să știi unde ne punem energia, lucrurile se întâmplă. Putem destul de repede să ne dăm, să ajungem să prețuim un ulei esențial autentic. Aș vrea să mai zic aici o chestie care mi se pare extrem de relevantă și importantă. Faptul că noi tindem să căutăm mirosul cel mai frumos, inclusiv în aromaterapie, să căutăm mirosul cel mai plăcut. Că avem noi laturi, noi oameni, în general, latura asta hedonică, căutăm plăcere. E foarte important în aromaterapie să ținem cont de faptul că uleiurile esențiale nu miros plăcut sau neplăcut, autentice mă refer. Ele miros exact ca planta din care provin. Adică nu poți să te aștepți, dacă ție nu-ți place busuiocul, o să miroși un ulei esențial de busuioc și nu o să-ți placă. Sau menta, sau nu știu, deci asta e important de reținut, că mirosa plantele din care provin. Unele le știm, citrice, busuioc, chimen, mentă, le știm deja majoritatea dintre noi. Unele nu le știm, cum ar fi poate vetiver sau uleiuri mai puțin cunoscute. De asta e important să ținem minte, că nu e cazul să căutăm mirosurile cele mai plăcute, ci e cazul să căutăm uleiurile autentice și să ținem cont de faptul că mirosa plantele din care provin. Cu unele rezonăm, cu unele nu. Vreau să te întreb, atunci când vine un client la tine, ce spune prima dată? De ce a venit? Și aș vrea să-mi spui, dacă mă înșel, dacă cei mai mulți clienți sunt femei. Bine, în general, în tot ce înseamnă partea asta de dezvoltare personală și autocunoaștere și, uite, psihoaromaterapie, da, într-adevăr, cei mai mulți clienți sunt femei, sau cele mai multe cliente sunt femei. Din fericire, bărbații se deschid tot mai mult înspre asta și descoperă beneficiile. Sau majoritatea dintre ei descoperă în timp ce difuzează soțiile lor și atunci ajung și ei să se îndrăgostească. Apropo de prima ta întrebare, eu în acest moment nu fac ședințe unul la unul cu clienți. Ce fac, în schimb, sunt niște workshop-uri foarte faine, niște sesiuni de grup, așa, în care
Este fix despre asta, despre procese de dezvoltare personală și autocunoaștere, dar în grup, pentru că foarte mult cred în puterea grupului în general. Dar oamenii, că pot să-ți răspund la întrebare, vin foarte curioși să, pentru că se tot aude și deja de câțiva ani se tot aude despre uleiuri esențiale. Sunt mulți care vin și curioși, dar cumva și sceptici. Ai mai lăsați-mă cu uleiurile astea ale voastre, că acum pentru orice există un ulei. Și acolo mă bucur foarte tare când îi văd așa cum se înseninează, când dau de abordarea asta a mea, prin care le spun că există niște limite, apropo că ai zis și de piele și nu există un ulei pentru orice, dar este, uite, un instrument pe care îl includem în viața noastră. Și cam asta. E cu multă curiozitate. Și nu mi-ai răspuns la întrebare. Se pune uleiul esențial direct pe piele sau nu e? În cazuri foarte, foarte rare și izolate, la modul, poate, nu știu, m-am ars la un moment dat și am pus un pic de lavandă direct pe piele și m-a ajutat. Dar asta s-a întâmplat, nu știu, o dată sau de două ori. Indiferent de brand, indiferent de că se tot aude, că alea se pun și alea nu se pun, nu. Un ulei esențial autentic și special pentru aromaterapie, nu se pune direct pe piele, pentru că este o substanță extraordinar de potentă. Tocmai dacă noi aflăm, învățăm despre cât sunt de potente aceste uleiuri esențiale, automat învățăm și despre faptul că ele sunt foarte concentrate și pot irita pielea. Și atunci, întotdeauna au nevoie de o bază grasă în care să fie diluate, adică un ulei vegetal sau o cremă în care le diluăm și după aia le punem pe piele. Și niciodată nu se pun în apă. Apropo de baza grasă, am văzut de curând că uleiul esențial niciodată, dar niciodată nu se înghite diluat cu apă. Tocmai pentru că afectează cavitatea bucală, stomacul, esofagul și îl arde, pentru că are nevoie de o bază grasă și apa nu are. Exact, exact. Păi uite, imaginează-ți că dacă pui o picătură de ulei esențial de lămâie pe un plastic, care poate nu e suficient de orice plastic, o să lase urmă, o să fie extraordinar de coroziv. Automat, logica și bunul simț ne zic că dacă se întâmplă asta, automat efectul e același și asupra mucoaselor noastre. Și într-adevăr, dacă pui o picătură de ulei în apă, o să vezi că picătura aia plutește deasupra. Deci e ca și când că o pui în apă și bei, că o pui direct pe mucoase, e tot una. Deci una dintre cele mai mari tâmpenii posibile să punem ulei esențial în apă. Și din păcate e o practică foarte, foarte des întâlnită, tocmai din lipsa de cunoaștere. Se pot ingera, deși ăsta e un cu totul alt subiect, dar cum ai spus tu, au nevoie să fie diluate, să fie puse în capsule, să existe supravegherea unui specialist în lipsă de cunoaștere sau să fim noi foarte, foarte bine documentați din surse valide. Aș vrea să-mi spui beneficiile uleiului în cazurile de... Bănuiesc că nu toată lumea vine la un psihoaromaterapeut pentru că e bine. De obicei nu te duci la psiholog pentru că ești bine. De obicei ai o supărare, să nu zic depresie, să zic o anxietate. Cum îți alegi parfumul? Uleiul. Da. În psihoaromaterapie, una din regulile de aur este să folosim arome cu care rezonăm. Am vrut să zic care ne plac, apropo de obișnuința de a căuta, dar cu care rezonăm. De ce? Pentru că atunci când, tu știi, creierul nostru învață prin asociere. Și primul răspuns la miros este întotdeauna un răspuns emoțional. Noi avem tendința asta, cum am zis, să punem, etichetăm, ăsta e un miros care îmi place, ăsta e un miros care nu-mi place. Și apropo de workshop-uri, într-un cadru cu foarte mulți oameni, prima conștientizare este, Doamne, cât suntem de diferiți.
Adică ție nu-ți place aroma asta? Ție nu-ți place cum miroase ăsta? Nu, dar ție cum poate să-ți placă? Adică suntem foarte, foarte diferiți și din punctul ăsta de vedere. Și mirosurile și, emoțiile sunt conectate de când aveam 12 săptămâni de viață, adică atunci a început procesul ăsta, 12 săptămâni de viață intrauterină. Asta e o chestie pe care foarte puțină lume o știe și cumva mi-aș dori din suflet să conștientizeze tot mai multă lume ce înseamnă de fapt simțul mirosului. Este cel mai primitiv simț al nostru și este simțul care se formează încă de când avem, s-a format încă de când avem 12 săptămâni de viață intrauterină. Și din clipa aia, mirosurile sunt asociate cu emoții, inclusiv după ce ne naștem și în copilăria mică. Și atunci, când tu spui, spre exemplu, de un miros că îți place, este de fapt un miros asociat la nivel subconștient cu o experiență pozitivă. Evident, în oglindă, când spunem despre un miros că nu ne place, este de fapt asociat cu o experiență în care noi am trăit niște emoții, nu-mi place mie să zic negative, dar niște emoții care ne-au produs disconfort. Și atunci, prima reacție la miros este de fapt una emoțională. E important ca atunci când vrem să folosim, spre exemplu, un ulei esențial pentru anxietate, vine un client și cere, spune că se confruntă cu anxietate. Ei, dacă eu vreau să folosesc un ulei esențial pentru anxietate, primul lucru de care trebuie să mă asigur este faptul că aroma respectivă îmi place, rezonez cu ea, pentru că asta va transmite corpului meu faptul că este văzut, o stare de siguranță, adică tu, corpul meu, dacă ai această reacție de bucurie, intri în rezonanță cu aroma respectivă, înseamnă că este ceva ce îți place. Dacă în schimb, și este ceva care îți oferă siguranță, dacă în schimb eu îți spun, uite Claudia, uleiul esențial de geranium este extraordinar pentru anxietate și chiar este, dar ție nu-ți place mirosul uleiului esențial de geranium, corpul îl vei mirosi și corpul tău automat va avea o reacție de respingere. Ei, dacă tu insiști cu aroma aia, cumva transmiți corpului tău că trebuie să intre în stare de alertă ca să se apere, pentru că el transmite foarte clar că nu-i place, e pericol. Intră în stare de alertă și tu vrei să rezolvi anxietatea. Nu ai cum, pur și simplu, e absolut imposibil. Deci în primul și în primul rând folosim ceea ce ne place și cu ce rezonăm, pentru că ca să transmitem corpului exact această informație, că îl auzim, că e foarte important, pentru că acolo e de fapt tot sediul emoțiilor noastre, și că e ok, este în siguranță. Și după ce sunt în siguranță, da, pot să respir mai ușor, pot să cumva să gestionez această anxietate cu care mă confrunt. Dacă luăm un ulei și tu zici că e pentru rezolvarea anxietății și mie îmi provoacă un disconfort, renunți sau mai încercăm o dată tot cu el? În momentul ăla renunțăm. Într-o ședință de psihoaromaterapie eu sunt ghid, în schimb specialistul ești tu acolo, pentru că, adică corpul tău este specialistul. Dacă întotdeauna sunt mai multe uleiuri, pentru orice problemă sunt mai multe opțiuni. Pentru anxietate, spre exemplu, avem geranium, avem bergamota, avem lavanda, avem vetiver, avem santal, avem iasomia, sunt multe, foarte multe care pot să susțină foarte frumos pe partea asta. Dacă tu spui nu, acest ulei sub nicio formă nu, îl punem deoparte. Pentru moment, că de asta e o călătorie fascinantă asta cu aromele, pentru că poți avea surpriza ca astăzi să-l respingi complet, să mai treacă ceva timp, să mai parcurgi din călătoria asta despre care spun, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de rezolvare a anumitor blocaje, poate, sau, nu știu, chestii cu care ne confruntăm, și s-ar putea să ai surpriza ca peste o lună, două, trei, cinci sau poate un an
să ajungă să fie unul din uleiurile tale preferate. Se întâmplă chestia asta foarte des. Am pățit-o eu, a pățit-o. M-am confruntat eu, s-au confruntat o grămadă din cunoscuții și clienții mei. Tocmai pentru că evoluăm. Și s-ar putea ca ceea ce în momentul ăsta îți creează o reacție de respingere, poate, nu știu, o emoție reprimată, un blocaj, peste câteva luni de zile să nu mai fie acolo. Și atunci automat te conectezi altfel cu aroma respectivă. Aromele se combină? Se combină. Cum le combini? O regulă foarte faină este, mai ales în psihoaromaterapie, e asta să ne limităm la 3 uleiuri. Există blenduri pe piață, blendurile, zicem în general, combinațiilor gata făcute, care într-adevăr conțin mult mai multe uleiuri și ele se combină și mai multe. Dar pe partea asta de psihoaromaterapie și când vrem să le combinăm noi acasă, cel mai bine este să ne limităm la 3 dintre ele, la 3 uleiuri. Și le putem combina și cumva, știi, după ce intri în domeniul ăsta și începi să citești un pic și că na, nu ajunge să te fascineze și știi tot mai mult despre fiecare ulei și așa, deja după aia începe să funcționeze intuiția, cumva simt că vreau bergamotă cu gref și geranium și e ok. Și în funcție de nevoile tale, se poate întâmpla, mamă, simt că, nu știu, cedru ar merge super bine cu gref în combinație și după aia îmi vine să mai adaug și o picătură de nu știu ce. Funcționează foarte bine intuiția, că na, e vorba despre nevoile noastre. Ar mai fi o modalitate prin care le putem combina și asta e o parte așa care îmi place mie foarte mult. Putem să le combinăm și în funcție de partea plantei. Fiecare ulei esențial este obținut dintr-o plantă, mai specific dintr-o anumită parte a plantei. Avem ghimbirul care e din rădăcini, menta care e din frunze, iasomia care e din flori, sunt semințe, sunt 7. Semințe, rădăcini, trunchi, rășină, flori și fructe. Partea asta a plantei, adică așa să putem să ne gândim la plantă, ca la fiecare parte a ei are un rol. Rădăcina o ancorează și cu ajutorul rădăcinilor își extrage hrana din sol. Trunchiul este cel care îi oferă stabilitate și cumva conduce nutrienții ăștia către flori și frunze. Frunzele o ajută să respire și așa mai departe. Și putem să ne gândim că fiecare parte a plantei, mă rog, uleiul esențial dintr-o anumită parte a plantei poate să aibă pe plan psihoemoțional același efect și asupra noastră. Și atunci putem să le combinăm și în felul ăsta. Adică am nevoie să mă simt ancorat, îmi iau un ulei din rădăcină, simt că sunt un pic anxios, am nevoie să respir mai cu calm, îmi iau un ulei din frunze și, nu știu, mai pun poate o picătură dintr-un ulei din flori pentru self-love și frumusețe și dragoste și vulnerabilitate. Poate fi și asta o variantă în care să le combinăm. Nu putem să combinăm flori cu flori și rădăcini ba da. Cu rădăcini? Ba da, se poate și așa, cum să nu? Eu la un moment dat eram absolut obsedată de o combinație din citrice, doar citrice. Adică simțeam o atât de mare nevoie de citrice încât le-am combinat între ele. Se poate, cum să nu? Atunci când faci o ședință cu grupul, oamenii văd sau sunt legați la ochi? Eu știu că simți mai bine mirosul atunci când nu vezi. Cu siguranță te poți concentra, da, ai dreptate, te poți concentra mult mai bine pe miros atunci când nu vezi. Eu îi îndemn, încă n-am făcut, dar să știi că am în minte un exercițiu de genul ăsta în care să fie legați la ochi. În schimb, încă n-am făcut asta, în schimb ce îi îndemn întotdeauna atunci când facem acele exerciții de prezență conștientă în care respirăm, în care inspirăm din aroma respectivă foarte, foarte conștienți și ajungem să simțim așa aroma în tot corpul, întotdeauna îi îndemn să închidă ochii. Deci da, acum nu-i chiar leg la ochi, dar îi îndemn să închidă ochii. Mă gândeam că se leagă, sigur. Voiam să te întreb dacă putem să simțim mai mult, personal, eu nu pot să simt mai mult de 3 mirosuri într-un interval scurt de timp.
dacă mă duc și mă uit într-un magazin de parfumuri, pe unul simt, al doilea îl simt, al treilea, și după aceea mi se pare că toate miros la fel sau nu mai simt mirosul. Da, pentru că intervine oboseala asta olfactivă și e normal. Normal să se întâmple asta. De asta știi că atunci când nu știu, în parfumerii se folosesc boabele de cafea care să ajute să curețe un pic. E absolut firesc. Și la fel mai intervine un fenomen, se poate întâmpla să difuzezi, spre exemplu, un ulei esențial la tine în casă, la început îl simți foarte puternic, după 10 minute ai impresia că nu mai miroase. De ce? Pentru că se adaptează creierul. Este acest, se obișnuiește pur și simplu cu mirosul respectiv. Aia nu înseamnă că mirosul e mai puternic sau mai puțin, adică mai slab sau că s-a întâmplat ceva cu el, ci pur și simplu creierul tău s-a obișnuit cu mirosul respectiv. Și asta e un mecanism absolut firesc și care ne-a ajutat enorm în evoluție. Cum integrăm uleiurile esențiale după ce am hotărât că asta e ceea ce ne place? Adică, nu știu, mie personal îmi plac citricele și îmi place lavanda, în orice fel. Bine, acum te-aș întreba și câte uleiuri esențiale ai mirosit. Că-s multe tare și o-s convinsă că dacă ai face o sesiune din aia în care să miroși mai multe, e-s convinsă că ai mai găsit. Probabil că aș mai găsi, dar eu sunt foarte conservatoare sau așa încăpățânată și mă axez pe ce știu că îmi place. Deci da. Nu o să mă duc la ceva ce e necunoscut, mă duc la ce îmi place. Mirosul de citrice, lavanda, lemongrasul, eucaliptul, menta. Uite, deja... Iată, deja. Da, deja sunt mai multe. Da. Păi da, e și chestia asta de care zici, e absolut firească, pentru că noi la necunoscut, apropo de alertă, cum vorbeam înainte, când e necunoscut, trebuie să fim în gardă, nu? Că e ceva necunoscut, până ce ne obișnim cu ceva nou și devine ceva cunoscut, automat, asta e foarte frecventă în aromaterapie. Cum le integrăm? Am un inhalator personal în buzunar. Nu-l mai am. Am avut. Există niște... Asta e metoda pe care... Am crezut că cel de la gât e. Nu e. Nu. Nu e. Dar sunt, să știi că sunt și sunt coliere de aromaterapie și asta e una dintre metode în care punem câteva picături de ulei și îl avem tot timpul la îndemână. Și el cumva se difuzează pasiv. Adică tu ai mirosul ăla în proximitate tot timpul. Asta e una dintre modalități. O altă modalitate sunt inhalatoarele personale, care sunt așa niște creioane nazale, cum erau creioanele nazale de pe vremuri, cred că toată lumea știe, doar că vin goale și le personalizăm noi cu aromele pe care ni le dorim. Asta e o metodă extraordinară, pentru că sunt mici, discrete, le ai tot timpul la îndemână și ori de câte ori, nu știu, simți nevoia, ești mai agitat sau poate ți-e frică, sau, adică sunt toate stările astea pe care le putem... rezolva, e impropriu spus rezolva, dar ne putem ajuta de uleiuri și asta e o metodă să le ai tot timpul la îndemână. Mai este varianta de rolonuri sau sticluțe mici în care le diluăm, punem uleiuri esențiale, punem și un ulei de cocos sau un alt ulei vegetal și le folosim pe post de parfum, acolo unde ne dăm de obicei cu parfum. Poate fi pe la încheieturi, prin spatele urechilor, în zona inimii, la ceafă și tot așa. Intră și în contact cu pielea, dar cumva se și difuzează și le avem tot timpul aproape. Putem folosi băile terapeutice. Asta e o variantă pentru care avem nevoie de un pic de timp și disponibilitate, în care punem uleiuri esențiale diluate, deci musai diluate, în apa de baie și automat avem o baie terapeutică în care ideal este să stăm 10-15 minute, poate să medităm, să respirăm conștient, să fim cât mai prezenți pentru a beneficia de proprietățile lor. Difuzarea, care se poate face în diferite forme, îți pui în cameră, la birou, în mașină, adică sunt multe opțiuni pe partea asta și cred că cam astea ar fi. Deci așa le folosim în procesul de autocunoaștere? Și proces de autocunoaștere, adică aici cum e mai mult pe partea de susținere. Cum ne ajută să ne autocunoaștem un ulei? Ce am zis e mai mult pe parte de susținere, în sensul în care ele ne influențează fiziologia și partea psihoemoțională. Și atunci, dacă vrem să ne asigurăm că
avem o stare bună, putem să ne folosim de uleiurile esențiale. Cum ne ajută în autocunoaștere? Acolo e nevoie și de, de un pic de intenție, adică de o intenție, nu de un pic de intenție. Spre exemplu, se pot face, tot așa, astea, în primă fază, ideal este să faci lucrurile astea ghidat de cineva, cum ziceam de workshop-urile astea ale mele, sau, ca pentru ca ulterior să poți să le faci singur. Se poate, spre exemplu, să le folosim în meditație și ulterior să facem journaling. Aici de ce vor zic despre un specialist că există journaling, totuși... scuze-mă, înseamnă să ții înseamnă un jurnal? Să scrii. Înseamnă să scrii, exact. Un jurnal în care scrii emoțiile, nu ce se întâmplă pe parcursul zilei sau... Da, nu. Spre exemplu, uite, o să zic așa foarte pe scurt. Este o temă care pe mine mă, nu știu, mă frământă. Poate am avut o ceartă cu cineva, poate mi-am dat seama de ceva, există un blocaj în mine, poate mi-am descoperit o credință limitativă, e ceva. Și atunci îmi pun această intenție de a afla ceea ce am nevoie să aflu despre mine, tocmai ca să mă ajute să deblochez asta și să cunosc încă o parte din mine de care poate până acum nu eram conștientă. Aleg uleiul sau combinația de uleiuri, dar în general se merge pe un ulei simplu. Aleg uleiul de care simt că am nevoie sau care mă poate susține în momentul ăla. Fac o sesiune de meditație sau nu, poate să ajungă și să respir conștient. E un anumit, un ritual simplu pe care cumva e suficient să-l faci odată și apoi te prinzi. Ideea este să învățăm un pic să ne conectăm cu aroma. Uite, foarte puțină lume știe faptul că noi avem receptori olfactivi în tot corpul. Și atunci când ești foarte, când miroși un ulei esențial și ești foarte atent la ce se simte în corp, o să-ți dai seama că se simt lucruri în corp. Adică chiar trezește ceva în tine. Doar că noi nu suntem atenți în general la asta. Că trăim pe pilotul ăsta automat și a simțit un miros și ok. Bun, deci învățăm să ne conectăm un pic cu aroma respectivă și să fim foarte atenți la ce se întâmplă în corp, cu deschidere, cu disponibilitate. Și apoi putem și doar să scriem, există un exercițiu, spre exemplu, prin care poți pur și simplu să, știi că îți vine să zici nu știu ce să scriu și zici nu știu ce să scriu, nu știu ce să scriu și ideea este să nu iei deloc pixul de pe foaie și să tot scrii. Nu știu ce să scriu. Eu am scris odată o pagină întreagă cu nu știu ce să scriu, nu știu ce să scriu și până la urmă s-a deblocat ceva și pentru că scriind de mână intri în contact cu subconștientul sau când te joci la sand play, spre exemplu, e o formă de terapie, te joci în nisip, tot așa intri în contact cu subconștientul. Și atunci e o formă prin care tu poți debloca și începi să scrii fără să gândești, adică lași mintea conștientă deoparte și tot scrii acolo absolut tot ce vine. Deci ies niște chestii fabuloase. Și asta poate să fie un exercițiu. Sau poate să fie sesiunea de meditație și cel mai bine funcționează cu journaling. Sau poți să ai niște întrebări la care să-ți răspunzi legate de tema respectivă. Adică sunt mai multe variante prin care putem să le folosim în procesul ăsta. Trebuie să vină cineva care are încredere, bănuiesc, în această terapie sau funcționează și pentru sceptici. Spuneai că sunt și unii care vin doar așa ca să îți demonstreze că la ei nu funcționează. Știi cum e? Eu refuz pur și simplu să cred că există vreun om pe pământul ăsta care nu are încredere în natură și în plante. Eu sunt convinsă că în sinea noastră toți avem încredere pentru că din natură venim, pentru că s-a folosit din cele mai vechi timpuri, pentru că până la urmă și medicamentele de sinteză, medicamentele alopate au fost inspirate tot din compoziția chimică a plantelor și adică e evident, nu avem cum să nu avem încredere. Cu siguranță pot să devii sceptic, eu însă și pe mine m-a ajutat enorm de mult scepticismul. De ce? Ca să-mi verific sursele, ca să caut mai în profunzime, ca să stai un pic, să pui la îndoială ce-ți spune X sau Y, este o calitate extraordinară. Eu mă bucur enorm când văd un om sceptic. Acum, una e un om sceptic și cu totul alta e un om refractar, care nu vrea să afle. Ok, nu vrei să afli, foarte bine, nu-i momentul sau poate nu va fi niciodată. Dar
asta, să fim sceptici, mi se pare important. Și ce e foarte fain este că în clipa în care vine omul cu scepticismul lui, ăsta pe care eu îl prețuiesc, și dă de abordarea mea sau a noastră, cei care spunem, stai un pic, că aromaterapia nu e o terapie alternativă medicinii alopate, aromaterapia e o terapie complementară. Eu merg la medic, eu mi-am dus copiii la medic și am încredere și prețuiesc enorm medicina alopată, unde am ajuns, evoluția, adică trebuie să fii de-a dreptul, nu știu, să ai o gândire stupidă, să nu prețuiești cât de mult am evoluat. Și nu venim cu aromaterapie să înlocuim tot, gata, nu mai există nimic în afară. Nu, e o, deci e un fel de vrajă. Nu. Le spui că nu, nu faci miracole cu un ulei. Nu, nu, nu e un fel de vrajă, plus că sunt, Doamne, îți mulțumesc, o mulțime de studii acum care demonstrează efectele astea ale uleiurilor esențiale. Și, mă rog, pe partea de chimie, pe partea, adică e o întreagă poveste acolo, demonstrată științific. Nu e nicio vrajă. Aș vrea să-mi spui, pentru că mai avem vreo 4 minute, dacă există un ulei esențial pe care vrem să-l facem cadou și cu care nu dăm greș. Am eu o combinație mișto care se numește rază de soare și cu asta cred că nu se poate da greș. Și e, dar dacă ar fi să aleg un ulei simplu, cred că citricele sunt în general cele care plac așa. Deși uite, la ultimul workshop pe care l-am ținut, nu știu, 90% din oameni au fost, în jur de vreo 20 de oameni dacă nu mă înșel, și 90% dintre ei au fost încântați de mirosul portocalei, dar au fost câțiva care au zis că nu le place portocala și am fost foarte, foarte surprinsă. 100% să nu dai greș, nu cred că există, pentru că tot timpul va fi cineva, dar să-ți crești șansele foarte tare să placă persoanei respective, e probabil portocala, lămâia, gref. Greful miroase exact ca atunci când tai un gref și simți mirosul ăla de gref. Așa. Portocala la fel, lămâia la fel. Și în general astea plac oamenilor. Pentru că spuneai că de obicei vin femei la tine, majoritatea probabil sunt mame și vor să introducă și în terapia copiilor. Aș vrea să-mi spui ce ar trebui să folosim dacă vrem să îl liniștim pe copil, dacă putem folosi la bebeluș. Da. Dacă avem un copil foarte agitat și care nu doarme noaptea, dacă se poate pune un ulei esențial care să ajute? Asta e o întrebare pe care, adică aș putea să-ți povestesc despre asta așa vreo 2 ore. Mai avem 2 minute. Da. Funcționează, e important de reținut că și la copii funcționează aceeași regulă cu îmi place, nu-mi place. Punem copiii să-și aleagă, cei care pot să-și aleagă. Deja de pe la, cumva de pe la un an așa în sus, putem să le urmărim reacțiile și ne copiii mici știu să spună, da, că nu-mi place, exact, cu siguranță. Exact. Când vorbim despre bebeluși, acolo mergem pe cantități foarte mici, așa ca regulă generală, mirosuri cât, adică sub nicio formă nu mergem cu cantități într-un difuzor cum am pune pentru un adult, pentru că ei sunt mult mai receptivi, simt mirosurile mult mai puternic decât noi. Și se poate încerca cu uleiurile astea super, super blânde pentru bebeluși, cum ar fi mușețelul roman, lavanda. Cred că mușețelul roman și lavanda sunt cele două opțiuni pe care eu le aș... Și mandarina, da, astea, pe astea aș merge. Ada, mulțumesc foarte mult. Uite că cele 45 de minute au trecut. Foarte repede. Foarte repede. Au zburat. Îți mulțumesc încă o dată pentru tot ce ne-ai spus. Te mai așteptăm pe la noi. Și eu mulțumesc. Să descoperi cât mai multe arome și să ne spui și nouă care e secretul. Că trebuie să fie totuși unul care funcționează așa ca în, ca în filmul ăla, parfum sau în carte. Îți mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!